conjunctura favorabilă din această etapă. FC Botoșani și Pandurii Târgu Jiu, echipele care se aflau cel mai aproape de Dinamo, au pierdut în această rundă. La fel, FC Voluntari a fost învinsă ieri la Timișoara. Astra va juca mâine pe teren propriu cu Steaua. Înapoi pentru Steliano Filip, centrare razantă, Nemeț cu capul, însă mingea nu a avut viață în ea și prinde fără probleme Mingote. Asta e Târgu Mureș, o echipă surprinzătoare, dacă vreți. Vine după două victorii consecutive, un 2-0 acasă cu FC Botoșani și un 2-1 în deplasare cu Concordia Chiajna. Rezultate remarcabile. Dacă ne gândim, o pasă în adâncime, respinge foarte bine Dobrosalului și șutul lui Palici! Scoate Mingote! Mi s-a părut că a respins Mingote, dar Adrian Cojocaru indică au de poartă. Ia să vedem. Șutul lui Palici, mie mi se pare clară devierea lui Mingote. Da. Îi lasă lui Palici, bună pasa printre pentru Hanca, centrarea lui Hanca, Nemeț! Adam Nemeț, 1-0 pentru Dinamo. Centrare perfectă a lui Hanca, o nouă pasă decisivă în contul mijlocașului dinamovist, iar Nemeț nu putea rata o astfel de centrare. E greu să-i faci față lui Adam Nemeț, un uriaș pur și simplu. Se înalță și marchează jucătorul slovac, al patrulea gol pentru Adam Nemeț în tricoul lui Dinamo. Revedem faza, foarte frumoasă, Hanca și Palici au combinat eficient, centrare perfectă și Adam Nemeț se plasează ideal. Este 1-0 pentru Dinamo. A avut și un tricou cu un anumit mesaj. Ce diferență între Nemeț din primele meciuri la Dinamo și acest Adam Nemeț pe care îl vedem acum, un atacant. Se uită Filip în fața porții, Nemeț! Ratează întâlnirea cu mingea. Excelentă ideea lui Steliano Filip, această viat acolo. Înapoi pentru Deaconu, parcă o diagonală foarte frumoasă, această pasă pentru Vlad Morar. Morar în careu, salvează Brănescu. Ce ocazie are ASEA în minutul 58. Superbă fază, perfectă diagonala lui Deaconu. Ce frumos a lovit aici mingea. Preluare excelentă pe exterior a lui Vlad Morar, dar i-a lipsit finalizarea. Spuneam că Dinamo trăiește periculos în această partidă. Hanca încearcă să intre acolo în careu, Palici. Centrarea lui Palici, Hanca trage, Hanca minge deviată de Cordoș, va fi corner. Foarte bună pasa lui Palici aici în interiorul suprafeței de pedeapsă. Tot Palici este cel care se pregătește să execute. Centrarea lui Vlad Morar, bună pe bara a doua, Cordoș recentrează în fața porții și se cere lovitura de la 11 metri. Gabi Mureșan, Savlevic este cel căzut, să vedem ce s-a întâmplat acolo în careu. Da, nu cred că e fault aici. A fost lovit, cred, de Nedelcearu, dar nu se poate da lovitura de la 11 metri. Aici ne vom convinge. S-au lovit cei jucătorii lui ASEA. Dan Nistor, dribling frumos al lui Nistor, care cade și primește lovitura de la 11 metri. Lovitura de la 11 metri pentru Dinamo, foarte aproape de fază. Adrian Cojocaru, fără ezitare, a indicat punctul cu VAR. Ia să vedem de aproape. Gabi Matei, care se duce pe gleznă din spate. Iată, acolo este momentul contactului. Ceptor și apără Mingote! Salvează Mingote! Continuă însă faza.
cu Daniel Popa. Două driblinguri ale lui Daniel Popa. Continuă Daniel Popa, oprit de Gabi Mureșan. Și este un fault făcut de Dobro Savlevici. Gabi Matei reacționează. Gabi Matei are cartonaș galben. Cedează nervii acolo. Dobro Savlevici și Palici. Poate de aceea Gabi Matei nu va ajunge niciodată la un nivel mai înalt. Aici este pe margine în continuare Tiberiu Petriș. Este o lovitură liberă pentru Alb Roșii. Lovitură liberă, Dan Nistor. Centrarea lui Nistor. Rotariu! Bară! Regulă nescrisă că jucătorul care spune că jucătorul faultat să nu bată penaltiul, iată, nu a fost respectată de Alb Roșii. Pe Malangu, excelent controlul pentru Malangu, încearcă să-l învingă pe Mingote. Îl avea pe Rotariu în criză secundă când putea spera la mai mult. Revedem cursa lui Malangu, care de vreme se scurg cele 3 minute suplimentare arătate de la margine, dar vor mai fi probabil încă 3. Și Gabi Matei cred că până la urmă obține ceea ce și-a dorit. Al doilea cartonaș galben și eliminare. Vacanța e aproape. Nu a văzut galben la lovitura de la 11 metri, dar îl vede acum. Exact când se termină partida, Dinamo câștigă cu 1-0. Iată intrarea lui Gabi Matei. Să faci un astfel de fault când ai deja galben înseamnă că l-ai căutat cu lumânarea. 1-0, Dinamo câștigă. Iată faultul. Vacanța e mai aproape. În Verhoeven, Badr Hari. Sunt Ionuț Angheluț, atât din Ștefan cel Mare. La revedere!